O să apară la concurs întrebarea de unde o să citesc, de unde o să predic în dimineața asta, că stăteam și eu în cum până când încă nu știam și am crezut că o să apară întrebarea aceasta și un răspuns. Se spune că cei de la Creștini după Evanghelie știu cu o săptămână înainte ce predică, frații baptiști știu cu o seară înainte și Pentecostalul zice că știe numai după ce o predicat. Dar în dimineața asta Domnul m-a călăuzit să știu dinainte, așa că vă rog să vă ridicați pe picioare și vreau să citesc ceva. Dacă aseară am vorbit și am citit, de fapt am vorbit mai multe, dar am citit despre doi bărbați, în dimineața aceasta vreau să citesc despre o femeie. Numeri, capitolul 12, începând cu versetul 1. Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase el de nevastă, căci luase o femeie etiopiană. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o. Moise însă era un om foarte blând, mai blând decât orice om de pe fața pământului. Deodată Domnul a zis lui Moise și lui Aron și Mariei, duceți-vă câtești trei la cortul întâlnirii. Și s-au dus câtești trei. Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului. A chemat pe Aron și pe Maria și ei s-au apropiat amândoi. Și a zis, ascultați bine ce vă spun. Când va fi printre voi un proroc, eu, Domnul, mă voi descoperi lui într-o vedenie sau îi voi vorbi într-un vis. Nu tot așa este însă cu robul meu Moise. El este credincios în toată casa mea. Eu îi vorbesc gură către gură. Mă descoper lui nu prin lucruri greu de înțeles, ci el vede chipul Domnului. Cum de nu v-ați temut, deci, să vorbiți împotriva robului meu, împotriva lui Moise? Domnul s-a aprins de mânie împotriva lor și a plecat. Norul s-a depărtat de cort și iată că Maria era plină de lepră, albă ca zăpada. Aron s-a întors înspre Maria și iată că ea avea lepră. Atunci Aron a zis lui Moise, ah, Domnul meu, nu ne face să purtăm pedeapsa păcatului pe care l-am făcut ca niște nechipzuiți și de care ne-am făcut vinovați. Să nu fie Maria ca un copil născut mort, a cărui carne este pe jumătate putredă când iese din pântecele mamei lui. Moise a strigat către Domnul zicând, Dumnezeule, te rog, vindec-o. Și Domnul a zis lui Moise, dacă ar fi scuipat-o tatăl ei în obraz, n-ar fi fost ea oare de ocară timp de 7 zile? Să fie închisă deci 7 zile afară din tabără, după aceea să fie primită în tabără. Maria a fost închisă 7 zile afară din tabără și poporul n-a pornit până ce n-a intrat din nou Maria în tabără. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc și în dimineața aceasta binecuvântarea Domnului să fie peste noi. M-am bucurat să fiu împreună și în dimineața aceasta o să vedeți că mai am diferite sincope, fiind obișnuită țara să predic, o să mai confund ziua cu noaptea și dimineața cu seara. Mă bucur să văd frații de la Cluj pe Dani Mocan, nu Mocanu, că ăla-i altul. Îl cunosc de câțiva ani buni și nu ne-am revăzut, nici nu l-am mai cunoscut, dar după aceea mi-am adus aminte și am văzut trăsăturile și am avut și am o prietenie frumoasă cu familia lor, cu neamul lor extins. Și m-am bucurat să ne închinăm împreună în dimineața aceasta. Vom vorbi și de dimineața aceasta, o să vorbim tot despre sfințire. Lumea modernă, vedeți, ne afectează pe toți. Ne luptăm cu modernismul în casele noastre, să iei, să nu iei, să cumperi, să nu cumperi. Îi nevoie, nu-i nevoie, ne luptăm. Lucrurile se schimbă și evoluează în viața de zi cu zi. Dar vedeți, tot ce a evoluat, Dumnezeu, pe Dumnezeu nu l-a afectat. El și-a ținut linia lui. Ați înțeles? El nu, noi ca biserică avem, și o să mai discutăm despre asta, avem două modalități. Ori ne separăm, ori ne adaptăm, da? Adică
te adaptezi, Doamne, așa merge toată lumea. Asta e adaptare. Și noi trebuie să avem, și noi trebuie să... Uite, vă spun, acum nu-s departe tare de vârsta voastră. Sper că nu-s departe încă de vârsta voastră. Dar vă spun ceva. De când m-am căsătorit, de aproape 18 ani, mulți înainte, mulțumesc. N-am avut niciodată televizor, deși îmi place televizorul. Îmi place ce știrile. Tătă ziua să văd ce se întâmplă, Israel, Ucraina, tătă. Dar când ne-am căsătorit, ne-am hotărât să nu băgăm televizor. Acum, telefonul ăsta e mai ceva ca televizorul. Dar am știut că mă afectează. De ce? Dacă aș avea televizor, n-aș mai citi. Eu am cărți și la cap, și nu la cap, la cap am perină. Dar pe toate dulapurile și pe toate, citesc tot timpul, luăm ceva, citim, povestim despre ce am citit, despre lucrurile astea. Am zis, dacă aș băga televizor, toată ziua aș sta, copii, lăsați-mă acum, că vreau să văd ce zice de Israel, vreau să văd ce zice de... Deci, vedeți, sunt lucruri care pot să nu te adaptezi la ele, da? Sau poți să mergi, să te duci la vale după cum merge lumea. Noi știm lucrurile care ne atrag, da? Noi știm lucrurile care ne depărtează de Dumnezeu. Interesant că Domnul nu a avut, nu a imitat pe nimeni. Nu a zis, Moise, uită-te, ci din contră le spunea să nu faceți ce fac celelalte popoare. Noi am ajuns să avem nu știu cum să-l numesc, că nu vreau să greșesc, că transmiteți pe live și... o amestecătură. Dom'le, ne-am uitat dincolo, ne-am uitat la americani, ne-am uitat la nu știu ce biserică, ne-am uitat și vrem să ne adaptăm. Și frate, asta merge, merge. Eu nu zic, v-am zis și aseară, nu zic, Dom'le, ești călăuzit de Duhul lui Dumnezeu la o cântare. Am și eu cântări și momente când închid ochii, când ridic o mână sus, când le ridic pe amândouă și la noi la biserică. Dar nu din faptul că ne-am uitat la nu știu ce biserică. Nu din cauza că ne-am uitat și vrem să luăm, că asta prinde, asta prinde. S-ar putea pentru o perioadă să prindă și după aceea să te blocheze. Să vezi că nu mai poți înainta. Tu trebuie să faci demonstrații, tu trebuie să arăți că noi suntem o biserică. Nu, Dumnezeu ne cunoaște pe fiecare cum suntem. Dumnezeu ne cunoaște. Noi pe oamenii etichetăm la un moment dat și așa îi ținem toată viața. Domne, prorocul lui Dumnezeu, omul lui Dumnezeu. La Dumnezeu nu e așa. Dumnezeu nu ne etichetează după cum am fost la început. Și așa ne ține toată viața. Dumnezeu are momentele Lui când Dumnezeu se uită la noi și ne etichetează după, în fiecare zi, cum suntem. Biruința de la început nu ți asigură biruința la sfârșit. Pozele. Că mulți se uită în poze, ce păr bogat aveam înainte. Acum, ce păr brunet aveam, da? Acum nu mai nici brunet și lipsește cu desăvârșire, nu? Deci, de ce? Pentru că nu mai ești ăla de ieri, nu mai ești ăla de anii trecuți, nu mai ești ăla de acum 20 de ani. Se schimbă. Mă uit în pozele, ne-am uitat cu familia în pozele de la nuntă. Fata cea mare, e adolescentă, zice către mine, tati, cum ai putut să arăți în halul ăsta la nuntă? Zic, mă, Timea, dacă așa am arătat, cum să vrei să arăt? Zice, dar rău ai arătat. Într-adevăr, lângă mamă s-a clar că am arătat rău. Soția e foarte frumoasă, eu eram slab, urechile mari, știi, când ești slab, toate ți iasă în evidență. Și urechile și dinții și toate, ai fel și fel de porecle. Știți că Dumnezeu ne etichetează după fiecare zi? În această zi, vreau să înțelegem că pocăința e zilnică. În fiecare zi trebuie să ne pocăim. În fiecare zi trebuie să ne cercetăm. Așa cum ne spălăm pe dinți în fiecare zi, așa trebuie să ne și cercetăm în fiecare zi. Nu-ți pune standarde, știi că la început, acum e sfârșit de an și o să se mai discute de lucrul acesta. Nu-ți pune standarde mărețe de la început. Nu-ți pune standarde, o să citesc de odată Biblia până la cap. Nu, pune-ți standarde pentru fiecare zi. Puneți lucruri care să umbli cu Dumnezeu în fiecare zi, pentru fiecare clipă. Știți că o fetiță a mers la tatăsu și a întrebat pe tatăsu, tati, zice, poți trăi sfânt, zice, un an de zile? Se uită tatăsu, zice, nu pot, un an, e greu, ceva se întâmplă într-un an.
Zice, bun, dau o lună, poți trăi o lună sfânt. Știind cum e nevastă să zice, nu pot trăi nici o lună. Zice, tati, da, o zi, poți trăi neprihănit, sfânt, sfințit. Zice, tată, cine știe peste, cine mai dau, peste ce mă enervează, ce îmi spune, ce îmi transmite, cine știe ce scot pe gură, îl pun la punct, da, vorba românului, îl execut și zice, nu pot trăi nici o zi. Și fetița se uită la tatăsu și zice, tati, dar o clipă se poate trăi sfânt. Și s-a uitat tatăsu și a zis, o clipă se poate trăi sfânt. Nu-ți spune să trăiești un an sfânt. Propune-ți în dimineața aceasta să trăiești sfânt o clipă. Și în fiecare clipă să trăiești sfințirea lui Dumnezeu. În fiecare clipă. O clipă. Nu, eu azi o să fiu cu motoarele turate. Azi o să... Nu. Eu vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru fiecare clipă de biruință. Pentru că poți să ai un început bun și un sfârșit tragic. Poți să începi foarte bine cu motoarele turate și să ajungi fără motor la sfârșit. O să fie epuizat, să fii trântit. Da? De aceea vreau să înțelegem că și Dumnezeu își înnoiește bunătatea când? În fiecare zi. Așa vine Ieremia în plângerile lui Ieremia, 3:22-23, zice, iată ce mă face să trag nădejde în inima mea, este că bunătățile lui Dumnezeu nu s-au sfârșit. Dacă bunătatea lui Dumnezeu se înnoiește în fiecare zi față de noi, știți ce trebuie să facem? Să ne împrospătăm și noi, să ne scoatem la lumină în fiecare zi, în fiecare clipă, sfințirea înaintea lui Dumnezeu. Știți ce e ciudat? Că vine Apocalipsa, s-a citit în dimineața aceasta și Domnul Iisus spunea, cine-i sfânt, să se sfințească. Păi dacă ești sfânt, după ce să te mai sfințești? Știi de ce? Că s-ar putea dacă nu înțelegi algoritmul ăsta, cine-i sfânt să se sfințească, să meargă pas la pas, s-ar putea să o lași mai moale. Eu am cântat bine, Domn, eu aseară am avut un har deosebit. S-ar putea, asta nu înțelegem noi, că la fiecare biruință diavolul ne așteaptă să ne dea un examen. De fapt, el nu ne dă examen, el vrea să ne arunce în groapă. De aceea, ar vrea în dimineața aceasta ca Dumnezeu să cerceteze ființele noastre și să ne ajute să trăim sfinți în fiecare clipă. Spune-i Domnului, Doamne, nu-mi propun să citesc Biblia într-un an de zile, dar îmi propun să citesc în fiecare zi. E mai bun targetul ăsta. Să spui, Doamne, vreau, vă spun, soacra mea, mama soției mele, are 82 de ani. Până în luna august, o citit de 4 ori Biblia. De 4 ori. Ea nu e specialistă în prăjituri, nu, îi fică sa specialistă. Dar ea soacra nu e specialistă în ăsta. Nu, face mâncăruri foarte simple. E femeie care a crescut la țară și... Dar iubește cuvântul lui Dumnezeu. De 4 ori soacra, până în luna august, o citit Biblia. De 4 ori. Când mergi în casă, noi suntem vecini de case cu ei acolo, când mergi la ei, tot timpul e Biblia, ei la masă, citește în continuu cuvântul lui Dumnezeu. Și am zis, Doamne, păi noi ăștia care suntem cu... Zici că ei că ești cu cadelnița, nu, unde ești acolo, da? Da, ești cu... Păi și nu citești, nu citești niciodată. Îți pui targete mari. Îți pui targete mari și nu le faci întâi pe ele mici. Nu le faci pe ele mărunte. O zis Domnul Iisus, cine-i credincios în lucrurile mici, în alea mărunte, în targetul mic. Și în dimineața asta vreau să vă vorbesc despre lucruri mici care te scot din sfințirea lui Dumnezeu. Lucruri mici, care nimeni nu-i condamnat. O să vedeți că nimeni nu-i condamnat pentru asemenea lucruri. Și totuși Dumnezeu le condamnă și le pedepsește. Lucruri mici, o să vorbim de Maria, o să vorbim de Aron în dimineața asta, ăștia n-au făcut, domne, n-au făcut trafic de persoane, n-au făcut trafic de țigări, n-au făcut păcate grave, ăștia știți ce au făcut? Știți ce au făcut? Și-au dat și ei cu părerea. Eu m-am îngrozit când ai avut curaj, unde-i fratele de la concurs, mâna sus. O plecat de la predică? E acolo, mulțumesc, să rămâi că și eu am rămas la concursul tău. Când l-am văzut, ce părere aveți de conferință? Mie mi-a fost groază. Ce răspunsuri o să vină? Când lași tânărul să-și dea cu părerea, să-l pui în legalitate și să spui, n-o zi, nu te ceartă nimeni, mai ales că ai pseudonim acolo, că asta e frumos. Când poți face comentariu cu anonim, da? Și acolo, eu m-am îngrozit, mi-a fost frică ce o să apară pe ecran. Dar totuși a spus oameni pocăiți și
ați avut bun simț. Maria nu a făcut lucruri grave, spunem noi. Și totuși Dumnezeu le cataloghează ca și lucruri grave. Și o dat și ea cu părerea. De cine? De cumnată sa. De multe ori spun la nunț. Și aveți grijă, fetelor. Când vă căsătoriți, știți cu cine o să aveți cele mai mari probleme? Nu cu soacra, cu cumnata. Cu sora lui bărbatul. Că aia bagă zezania. Aia, mamă, uite ce a ajuns. Fratele meu săracu, ce rotunjor era când a plecat de la tine. Și uite, acum e capaiu, acum e cocoșat, acum e săracu, muncește de nu mai poate. Uite. Și normal că soacra o să te pune la punct, o să aibă o discuție serioasă cu tine. De ce? Că fiica sa îți bagă bețe roate. Zice că Maria s-o certa cu Moise și o băga bețe roate din pricina lui nevastă. Uite, vezi, și-o luat ce nevastă și-o luat. Și săraca de ea, n-o scos un cuvânt în toată Biblia. N-o scos un cuvânt să-și dea cu părerea de slujirea lui Moise. Din contră, l-o ajutat. L-o ajutat în slujire. Când a fost trimisă la tată, s-o mers. N-o zis, Moise, nu mă mai trimite la tată. Nu, o mers, o ascultat. O adus o tată s-o înapoi. O fost ascultătoare. Și vine cumnată sa și își dă cu părerea. Acum, îi cineva care n-a zis niciodată nimic de nimeni? Să nu ridicați mâna sus. Poate că nu or fi. Dar câți or fi care or zis, da? Nu-i prezent? Și zici. Și zici, Doamne, dar și ce? Ce am zis? Și uite că Dumnezeu notează. Vreau să ne uităm în dimineața asta la Maria. Maria s-a născut într-o perioadă când femeile, se spunea de dimineața, când femeile nu aveau prea multe drepturi. Nu aveau prea multe drepturi. Dumnezeu o alege pe femeia aceasta, pe tânăra aceasta. Apropo, câte Marii, sau pe românește, pe maramureșănește, câte Marii avem aici? Mâna sus. Maria. Nu cred, n-avem niciuna. Una? Miriam. Maria, da. Nu, o să zic în țară, fraților, am fost în... Nici o Marie n-au avut acolo. Nici o Marie. Nu-i bai, că dacă nu-i nicio Marie, putem vorbi liniștiți de Maria, că nu-i prezentă. Câți au bunici, câte bunici sunt Maria, da? Sunt foarte multe. Dar asta e pe placul nostru, să vorbești și să nu fie prezent. Acum, e mai ușor de predicat că nu-i Marie, nicio Maria în dimineața asta aici. Dumnezeu alege pe tânăra aceasta și investește în ea calități deosebite. Maria a avut calități. Așa cum puține sau poate nicio femeie pe paginile Bibliei nu a avut calități cum le-a avut Maria din copilărie. S-a născut, domne, așa s-a născut ea, așa a lăsat Dumnezeu în viața ei, niște calități de lider, de conducător, de șef. Așa era mersul ei, așa era din naștere. Nu să stea în spate, totdeauna așa se deschideau locurile că ea ajungea în față. Așa, o să vezi, tânăr drag, tu dacă ești mai așezat, mai așa, să vezi că vine o Marie lângă tine. Și să vezi că-i... Nu râdeți, mă, băieți. Știu ei ăștia căsătoriți, noi știm cum e, nu? Sănătate. Așa e. Vine când tu ești mai moale, dar asta e familia perfectă, ascultați, asta e familia perfectă. Unul mai moale și unul mai dur. Dacă ai doi tari, să ciocnesc. Amândoi stari și să rupe hățurile. Dacă amândoi țin de asta. Dacă ai pe amândoi moi, te duci în șanță. Totul se ruinează, nu? Și totdeauna, dacă tu ești mai moale, ești așa mai greu de împins de la spate, așa o lene în tine din aia grozavă, o să vezi că Dumnezeu îți va pregăti partenera de viață, o femeie mai puternică, o femeie mai dură. Acum, fetelor, o să vedeți în viața de căsătorie. Lasă-l pe el să poarte pălăria. N-o purta tu. Chiar dacă tu ești caracter mai... Bă, fii mai... Cum trebuie, stai mai drept, stai mai... Ai, nu? Dar nu-l fă de râs în public. Nu spune tu, spune-i numai acasă. Spune-i acasă. Chiar dacă el n-are în el calitățile alea de lider, de conducător, și Dumnezeu, ca Maria, o investit în tine, domne. Ai fost șefa clasei, ai fost premiantă, s-au luat toți după tine, tu ai spus unde merge clasa în excursie, tu ai spus la cât ia pauză, tu ai spus totul. Dar acasă, când te căsătorești, o să vezi, lasă-l pe el, nu-l fă de râs.
Maria a avut din naștere calitățile astea. Acum v-aș spune să ridicați mâna, dar să nu ridicați. Câte sunteți așa ca Maria? Dom'le, tu ai bătut țărușul, acolo rămâne. Nu-l mai mută nimeni. Cântările alea le-ai ales tu, niciun băiat din... M-am bucurat că tu ai condus, că ai condus dimineața de închinare. Dom'le, dacă i-au ales, dacă nu o lași cu cântările alea, să supără, ia jucăriile și pleacă acasă. Dar asta a fost ceva din naștere. Așa a fost lăsată ea de Dumnezeu, cu calități deosebite. Primește dar profetic din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu investește în femeia asta extraordinar. Crește frumos în familia ei. Deși avea un caracter puternic, a avut puterea să crească frumos în familie. Uitați-vă, cei cu caracter puternic au tendința să meargă spre rebeliune. Nu îmi spui tu mie ce să fac. Nu mă lăsați-mă în pace. Eu am alocație și-s pe banii mei. Știi, vrea să arate că ea conduce, el conduce situația, e un caracter puternic. Dar uitați-vă ce a fost frumos la Maria, că ea a avut puterea să se supună în familie și a fost de ajutor caracterul ei puternic. Știți ce face femeia aceasta? Găsește rezolvare la probleme la care adulții nu găseau rezolvare, da? Umbla moartea acolo în ținut. Moise era pe punctul să fie omorât. Mamă s-a lutat ținut și la un moment dat îi pregătește un sigriaș și îl pune în sigriașul acela pe Nil, să înțelegeți. Eu am auzit oameni care i-au dat drumul pe Nil. Nici o mamă nu pune copilul pe apă și îi dă drumul. Și l-au pus între trestii, acolo pe malul Nilului. L-au lăsat acolo. Acolo îl găsește fata lui Faraon. Și îi spune Mariei așa, du-te și supraveghează sigriașul, să vezi ce se întâmplă cu fratele tău. Asta nu o zi, nu mă, lasă-mă în pace că postez acum, am niște poze de postat, mă trimiți acum. Du-te mă, fată, ajută-mă un pic, mai mestecă și tu în mâncare. Mamă, lasă-mă în pace, lasă-mă că acum să văd cine s-o mai uitat la pagina mea. Nu? Uitați-vă că ea trăiește în ascultare. Și uitați-vă, găsește soluții, imediat o să vă spun, găsește soluții la problemele la care adulții n-au fost în stare să găsească soluții. Fiți atenți, merge și urmărește sicriașul, da? Putea să zică, aoleu, a ajuns în mâna lui Faraon, a fiicei lui Faraon. Nu mă bag, mi-e frică. Cine știe ce probleme pot avea? Fiți atenți, o copilă, o fetiță, merge la fata lui Faraon și zice așa... Vrei să te ajut cu copilul ăsta? Cu ce să mă ajut? Putea fata lui Faraon să zică, auzi, dispar mă de aici, ce treabă am eu cu tine? Pleacă de aici! Se uită, cu ce să mă ajut? Vrei să-ți aduc o doică? Eu te rezolv cu o doică. Știi, era un intermediar din ăsta, un samsar, știi? Ia legumele de aici, le duce dincolo, pune și el prețul, le aduce, știi? O să-i zice, eu te ajut, vrei să-ți aduc o doică? Și se uită fata lui Faraon, bă, dar asta nu zice rău. Nu zice rău. Zice, uite, te rezolvi imediat. Mă duc și eu ți-aduc o femeie să-ți alepteze. Bun, nu, du-te, adu. Merge acasă și zice, mamă, te angajez. De azi ai de lucru. Te angajez. Unde să mă angajez? Vino că te angajez la Faraon. Dar lasă-mă în pace. Da, de azi au nevoie de o femeie și eu ți-am găsit de lucru. Uitați-vă, asta o fac. Acum eu vă spun în cuvintele generației voastre, generației noastre, da? Vă vorbesc pe limba noastră, dar asta o făcut. O mers și o zis, mamă, de azi nu mai scrie în CV-ul tău casnică. Că l-a întrebat pe un copil, ce lucră maică ta? Zice, mama nu lucră nimic, numai tata lucră. Nu lucră maică ta, nu, zice, ea spală, mătură, face mâncare, curățenie, dar nu lucră nimic. Zice, mama nu lucră nimic, numai tata lucră în casă, așa-i? Și tu zici că maică ta nu lucră nimic, dacă e casnică, la român, la tânăr, înseamnă casnic, nu lucră nimic. Și uite-te cât lucră maică ta, da? Zice, mamă, mergem să te angajez. De azi încep contract, fără fișă medicală, ți-o faci de mâine, mâine mergem la ITM, o rezolvăm, dar astăzi repede trebuie să vii, că te-am angajat. Și merge și o duce și o angajează, unde? La fata lui Faraon, da? Să aibă grijă de Moise, să-l alăpteze, să-l crească. Uitați-vă ce calități au avut. Nu, gândiți-vă, mie, eu m-am gândit mai departe la un lucru, vi-l spun și ăsta, când a venit tatăsul acasă, da? Când a venit Amram,
Vine Amram acasă și întreabă, știind că Iochebed toată ziua e acasă, vine și întreabă, unde-i mamă ta? La lucru. Ce lucru, mă? Nu? De toată viața nevasta au fost acasă, dintr-o dată vii acasă, nu-i concediu, nu mergi la magazin, dintr-o dată vii acasă și întrebi, unde-i mamă ta? La lucru, tată. Termină-mă cu lucru. Ce lucru visați? Unde-i mamă ta? Cheamă-o să pună de mâncare. Mama s-a angajat. Unde s-a angajat? La faraon. Cum, mă? Cine a angajat-o? Eu. Cine? Tu? Una de 12 ani? De 15 ani? De 13 ani? Gândiți-vă ce a investit Dumnezeu în tânăra aceasta. Gândiți-vă cum a lucrat Dumnezeu prin viața ei. A ridicat-o Dumnezeu. O făcut lucruri deosebite în viața ei. Știu că sunt în dimineața aceasta tinere și tineri pe care Dumnezeu îi folosește. Credeți lucrul acesta? Sunt tineri și tineri în generația noastră pe care Dumnezeu îi folosește. Știi că Dumnezeu îți poate vorbi. Eu nu știu cum e la voi la biserică, dar la noi la biserică copiii au o activitate extraordinar de puternică și cor de copii și copiii cântă joia, duminica seara, duminica dimineața au cântările lor. Știți că Dumnezeu ne vorbește de foarte multe ori prin cântările tinerilor, copiilor. Prin cântarea unui copil, Dumnezeu îți poate vorbi. De ce? Că Dumnezeu a investit în copilul acela. Știți ce e interesant? Fata aceasta, când ajunge și iasă și ea din Egipt, are o problemă. Știți ce problemă au avut? O problemă care bântuie generația tânără. O problemă de invidie. O problemă de invidie. Ascultați-mă. Generația tânără și o generație care căruia îi place să îi facă invidioși pe alții. De ce intri așa prin biserică? Știi, zici că ești pe unul, da? Sau pe una. De ce? Că vrei să faci invidioși pe altul. Vrei să... De ce miroase de când ai parcat? Miroase parfumul tău când te-ai dat jos din mașină. Vrei să vadă de cine sunt parfumă, de parcă noi nu ne parfumăm. Numai tu ai parfum. Numai tu ai, da? De ce? Dar vrei să impresionezi, vrei să arăți, vrei să demonstrezi. Nu mai vorbim. Vorbești și tu cu un băiat, la toată lumea te lauzi. Pui câte mâini am văzut cu, așa, pe Facebook, da? Știi ce era? Inelul. De ce? Să moară ălea din grup de ciudă, că tu ți-ai găsit. Dar nu râdeți că așa ai. Pui imediat inelul, nu ți-o bătut nimeni la ușă, toată viața. Ți-o bătut direct, ai afișat mâna cu inelul pe Facebook. De ce? Că e o chestie de invidie. Cunosc pe cineva care cu câțiva ani în urmă i-a bătut cineva la ușă să se căsătorească. Și asta avea niște prietene pe care nu le-a bătut până la momentul respectiv, nu a bătut nimeni la ușa lor. Din anumite motive, în fine, nu discutăm asta. Dar asta ca să le facă invidioase pe prietenele ei, s-a dus așa într-o seară într-un grup de-a lor acolo și-a zis, zice, am o mare problemă. Ce? Ăstea, prietenele ei, ce, fato? Ce? Cu ce? Ce problemă ai? Zice, vorbesc cu doi băieți, nu știu pe care să-l aleg. Nu știu, dar ăsta e caz real, ascultați-mă, e caz real. O zis, nu știu pe care, și-și dădea niște aere din ăștia. Ălea, vă dați seama, care o zis, zi, cu ce să te ajutăm? Când aud că la ele n-o bătut nimeni la ușă și la asta bat doi la ușă, vă dați seama ce a fost în inima lor. Dar de asta le-a spus tânăra că pe ea o curtează doi băieți. Și au zis, nu știu pe care așa, nu știu pe care să-l aleg, nu știu pe care. Și până la urmă o ales. Dar din pricina atitudinii care o avut-o, știi pe cine o ales? Pe cine nu trebuia să-l aleagă. Și astăzi e singură. S-a căsătorit și după nu multă vreme a rămas singură. Nu că a murit bărbatul. Înțelegeți? Nu mai vreau să amintesc. Da? Când în inima ta îs atitudini care nu-s după voia lui Dumnezeu. Vă întreb ceva, băieții, că au fost întrebări din Biblie. Poate vă gândiți pe anul viitor. Și eu m-am încurcat la arca lui Moise.
mi-a fost rușine, am zis la Dani, bă, eu și eu am văzut, am crezut că ea, mi-a dat și eu părerea cu cifre, m-ați încurcat și pe mine, că n-am citit până la capăt. N-am fost atent la detalii. Pun o întrebare. Când diavolul în cer s-o ridica mândria în viața lui, unde s-o ridica prima dată mândria în viața lui? Știți unde? În inimă. Zice cuvântul lui Dumnezeu, pentru că ai zis în inima ta, voi fi ca Dumnezeu. Mă voi ridica până la stelele lui Dumnezeu. Unde o zis, mă, ăsta? În inimă. Cine l-a auzit? Nu l-a auzit nimeni, că nu a avut cască la inimă. Îngerii nu l-au auzit. Dar știți cine l-a auzit? Dumnezeu. De aceea, dragi tineri, să știți că sfințirea are legătură și cu atitudinea inimii. Nu numai cu exteriorul. Nu numai cu cântarea de care am vorbit aseară, de predicare. Nu. Ci Dumnezeu cercetează inima. Înainte păcatul să fie înfăptuit, el se naște în inimă. Acolo e marea problemă. Și știi ce zicem? Nu contează că eu îi bârfesc pe toți. Îl bârfesc pe păstor, pe comitet, mai ales aseară puteam să zicem că nu a fost la biserică, numai cu de dimineață a fost plecat în delegație. Nu? Dar cine mă știe? Că în inima mea zic, lasă-l. Și zici tu altceva pe lângă lasă-l. Da? Și Dumnezeu, știți că El cunoaște în inimă. Uitați-vă lucrurile care le-am citit. Acum vă spun ceva. Nu e o problemă, păcatul. Nu e problemă că ești frustrat. Nu e o problemă că ești frustrat. Toți avem frustrările noastre, da? Când ți-ai luat pantofii mai mici și mergi pe ăsta, pe drum și vezi că te strâng, ești frustrat. Abia aștept să ajungi acasă. Nu cumva să te întâlnească cineva în oraș să te țină în picioare, să te țină la povești. Nu, ești frustrat, vrei să ajungi acasă. Nu e o problemă că ești frustrat, ci problema e cu cine vorbești când ești frustrat. Problema e ce vorbești când ești frustrat. Și Maria avea frustrare. Păi nu puteam eu să fiu. Mă, nu e problemă, vrei să fii. Dar ai grijă cu cine vorbești. Că s-ar putea persoana cu care vorbești și tu și persoana aceea, și aici vreau să trag un semnal de alarmă. Știi că Aron n-a scos un cuvânt pe gură de Moise, dar i s-a pus în spate păcatul, auziți ce spune cuvântul Domnului? Și au zis, Biblia spune, și au zis la plural, că a zis Aron și cu Maria, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Și zice mai departe, versetul 2, și Domnul a auzit-o. Cum mă, dai la plural? Știi ce arată? Tot ce s-a întâmplat, ori fost amândoi martori, numai Maria o zis, dar și el a fost vinovat din cauza că o ascultat. El a fost părtaș. Când îți spune, nu mă pune la cântare și eu am o voce, eu-s pregătit, tu numai prin simplu fapt că ai stat acolo și ai ascultat și ai încuvințat fără cuvinte, știi că ești vinovat înaintea lui Dumnezeu? Ești vinovat înaintea lui Dumnezeu. Uitați-vă, frustrarea Mariei o pune pe tavă în fața lui Aron. Și amândoi își dau cu părerea de Moise. Eu am învățat în viața de slujire, când e vorba de mine personal, când cineva mă ocărăște personal la adresa mea, am învățat și eu de la alții, să nu-mi iau apărarea. Când e vorba ca tine, ăștia au lovit în Moise ca persoană. Și numai prin el, mă, numai prin el, numai el face. Că a murit la 120 de ani. Păi a murit, dar uite-te ce spune Biblia de moartea lui. Că vederea nu-i slăbise și puterea nu-l lăsase. Era gata să meargă în continuare. Și uitați-vă că a fost om ridicat de Dumnezeu. Maria își pune frustrarea înaintea lui Aron. Și acolo se întâmplă păcatul. Prin faptul că vorbește cu cine nu trebuie. Faptul că Aron ascultă pe cine nu trebuie. Faptul acesta dă naștere la păcat. Core. Și ăsta era frustrat. E cineva care îl cheamă Core. Sau Datan. Sau Abiram. Nu se pune numele astea. De ce? Că ăștia au fost frustrați la maxim. M-am gândit de multe ori, dacă n-ar fi, am predicat de multe ori din Exod 17, când Moise urcă pe munte și ține mâinile ridicate sus. Acolo ajunge Aron și Hur împreună cu Moise sus. Aron era fratele lui Moise și Hur se spune, luați-o numai facultativ, că ar fi fost bărbatul Mariei, cumnată-su. Păi neamurile ei între ei. Bă,
Nu-i vorba de neamuri. E vorba dacă e om neprihănit, ia-l cu tine. Vândează, e cumnată tu foarte bine. Trăiește în sfințire, da. Ia-l cu tine, mă. Fă echipă cu el. Nu. Dacă lua Moise pe Core și pe Datan și pe Abiram cu el pe munte, zice că la un moment dat Moise a obosit. Și Aron și Oror lua și ori pus o piatră sub el, ca să poată să stea jos și să țină mâinile ridicate sus. I-or sprijinit mâinile. Nu, gândiți-vă, în momentul de slăbiciune, dacă era Moise pe munte cu Core și cu Datan, cu Abiram, știi ce făceau ăștia când îl vedeau pe Moise? Că toți avem momente de slăbiciune, ascultați. Toți avem momente când tremurăm în anumite situații. Toți avem momente când ne simțim slăbiți, inclusiv Moise s-o simți slăbit. Știi ce ar fi făcut Core cu Datan și cu Abiram acolo pe munte dacă i-ar fi luat? Că asta e o problemă la noi. Știi ce îmi spunem? Frate, ăsta e numai cu bota, ăsta dă cu bota pe noi în continuu, cu piatra aruncă după noi. Îl mai punem la amvon. De ce? Poate se liniștește. Poate cumva îl băgăm în comitet. Bagă-l. Cei care sunteți de pe sate, știți că așa e unele, nu în bisericile voastre, în unele biserici. Da? Care e mai scandalagiu? Băgat în comitet, domne, că se liniștește. S-o liniștit? Nu s-o liniștit. Pus la amvon, cumva că vine sfatul frățesc să nu urle în biserică, că se liniștește cumva dacă mai dăm drumul la supapă. Noi credem că amvonul e supapă, știi? Să-l mai punem acolo, să mai îl legănăm, să... Nu, domne, Moise, eu zic, eu n-am de-a face cu voi, nu mă interesează. Voi sunteți oameni de împotrivire, oameni... Gândiți-vă, când o slăbit Moise acolo pe munte, dacă era Core cu Datan și cu Abiram, ce se întâmpla? Știi ce se întâmpla? Îl filmau și puneau pe grupuri, pe WhatsApp. Ascultă, no, uitați-l pe marele Moise. Uitați-l pe șeful nostru, uitați-l cum tremură tot. Dar nu râdeți, că așa ar fi făcut, nu? Căutau o piatră, dar nu o puneau sub el. Ziceți voi unde o puneau. Ați văzut? Păi ăsta e el. Ați văzut? Ați văzut? Asta e când te asociezi cu oameni care nu trăiesc în sfințire. Frustrarea ta, slăbiciunea ta, pune-o înaintea celui care poate rezolva problema. Și Moise a fost frustrat, o să vă arăt imediat. Și Moise a avut frustrări. Uitați-vă că Moise, în capitolul 11, aci din Numeri, spune la un moment dat că poporul cârtește, la versetul 22, poporul cârtea, urla că le trebuia carne. Dom'le, ne ții ca la adventiști. Ne ții acolo fără ăsta, păi da, vită, o ceva, noi tot mâncăm, dar lasă-ne cu morcovii, lasă-ne cu... Am tot mâncat, noi vrem ceva, niște carne. Și gândiți-vă, Moise, obosit de toate problemele poporului, dintr-o dată ăștia au probleme culinare. Nu că le era foame, ci le era poftă. Problema între noi nu e problema că n-avem biserici, nu e problema că n-avem seri de tinere. Știți care e problema? Vine unul cu câte o poftă și o transmite de la unul la altul. Frate, eu am fost, îmi zice unul, eu am fost în Germania, frate. Păi acolo, știi cum e? Zice, acolo atâta se ține închinarea, te ține în picioare, după aia intră direct la predică. Mă uiți, bă, și eu am fost în Germania. Dar acolo săraci, ei așa de rupți de lucru, mă, ei nu merg la lucru, nu la închinare. Ăștia închinare e ceva așa pe lângă lucru. Ei săraci, 3 din Moldova, 17 din Oltenia, 5 din Banat, s-au întâlnit și hai să facem așa. Ăștia nu, s-au coagulat acolo. Dar nu poți lua modelul, nu poți lua ce în Germania să vii să aplici la Baia Mare. Nu, că avem alt context, da? Alt context. Domnul, când i-o scos, uitați-vă că a lucrat unic cu poporul ăsta. O zis, eu n-am plan, eu nu pot să vă spun, uitați-vă în istorie. Dar Domnul întotdeauna a rezolvat problemele pe loc cu lucruri simple. Noi atâta ne complicăm. Acum v-am admirat. Și noi la Timișoara avem probleme cu căștile astea în urechi, nu știu ce, vezi că și tu ai casca asta. Știi ce v-am admirat? Îs unii în țară, domne, tot în continuu, bagă casca, scoate casca. M-am uitat la tine, n-ai scos-o niciodată, să nu o scoți. Domne, dacă îți trebuie cască și îți trebuie, nu, niruri sau cum îi zice, am aflat și eu, nu mă pricep la ăsta. Dom'le, știți care e problema când o tot scoți, bagi, tot, că așa ai văzut-o la nu știu ce biserică renumită, că asta e șmecheria, să mai scoți, știi, un pic să mai te manifesti. Știi ce faci? Tu rupi legătura închinării, că tu nu mai ești concentrat să te închini, tu nu mai ești concentrat să te rogi, tu nu mai ești concentrat să cânți, ci tu când scoți, când bagi. E alt context.
E alt context. Ascultați-mă ceva. Frustrarea, spuneți-o înaintea lui Dumnezeu ca să nu păcătuiești. Moise a fost și el frustrat. Aveau ăștia nevoie de carne. Și Moise se tulbură, se e frustrat și merge înaintea lui Dumnezeu și îi spune așa: Doamne, putem, versetul 22, putem tăia oare atâtea oi și atâția boi ca să ajungă? Păi ăștia din cer mâncare, tu vii și îmi spui că o să le dai carne. Păi de unde? Că n-avem. Domne, și dacă tăiem toate oile, toți boii, tot ce avem, și tot nu-i săturăm pe ăștia. Și tu îmi spui că le dai o lună de zile carne. No, de unde dai atâta carne? Ăsta arăta un om frustrat. Când un om vorbește pe tonul acesta și nu vede nicio soluție, să știți că ai de-a face cu un om frustrat. Nu se poate, domne! Nu se poate! N-ai cum, nu se poate organiza, nu se poate face, nu. Când omul împietrește carul, să știi, să ai grijă cum vorbești și ce vorbești, că s-ar putea să declanșezi un scandal enorm cu un om frustrat. Domne, lasă-l în pace. Lasă-l, nu-l obosi atunci când e în frustrare. Dar uitați-vă ce face Moise. Toată frustrarea lui o aduce și o pune înaintea lui Dumnezeu. Nu se duce la frate sus și la soră sa, că aveau și ei frustrările lor. Da? Să-i spun, auzi, mă, ce, de unde le dăm carne, mă? Kauflandul nu ne poate livra atâta. Penny, nici atâta, Lidl-ul, o zis că dacă așteptăm, dacă facem comandă dinainte, nu? Nu. Toată frustrarea lui, el merge și o pune înaintea lui Dumnezeu. Și auziți ce spune cuvântul Domnului, versetul 23 din numărul 11. Domnul a răspuns lui Moise. Ești frustrat, Moise. Dar Domnul răspunde și spune așa: nu cumva s-a scurtat oare mâna Domnului? Și Domnul îi spune: eu îți dau carne, dar n-ai de unde, că suntem mulți. Și zice, face Dumnezeu, îi pune metru în mână la Moise. Ia metru, uite aici, măsoară mâna. Măsoară mâna. S-o scurta mâna mea sau nu? Când v-am scos din Egipt, n-a fost tot atâta lungime la mână? N-a fost tot atâta? Zice Moise, ba da. Și zice Dumnezeu, vei vedea ce va face Dumnezeu pentru voi. Vei vedea. Și Moise se liniștește. Pentru că Dumnezeu îi răspunde exact pe nevoia frustrării lui. Nu-l face să explodeze, nu-l atâță, ci liniștește. Și spune, ia pune metru pe mâna mea. Măsoară mâna mea și vezi dacă cumva s-a scurtat. Vezi cumva dacă o slăbit. Măsoară și circumferința și o să vezi dacă nu-i tot aceeași mână care v-a scos, care v-a trecut prin Marea Roșie. Ia măsoară mâna. Și știi ce face Moise? Versetul 24. Moise a ieșit și a spus poporului cuvintele Domnului. Tu te-ai gândit vreodată că tu ești, ai multe nemulțumiri. Nemulțumirile, știți ce sunt? Nemulțumirile sunt frustrări. Maria începe să arunce cuvinte care nu erau folositoare, că așa spune Biblia, să nu ne iasă niciun cuvânt nefolositor pe gură, niciun cuvânt nefolositor. Începe să arunce cu cuvinte nefolositoare, cuvinte de ocară asupra fratelui său. Și vă spuneam ceva mai devreme, am învățat să nu-mi iau apărarea când e vorba de un atac personal. Dom'le, că zice de mine, că-s mic, că-s urechile mari, blond și nu-s brunet, că îmi pică părul, că încărunțesc, că mai știu eu ce, invenții, orice invenții. Am învățat să nu-mi iau apărarea. Dar, când e vorba de lucrarea lui Dumnezeu, acolo trebuie să te lupți. Acolo trebuie să spui, acolo trebuie să te ridici în numele Domnului. Dar când e vorba de tine, auziți ce spune capitolul 12, când au început să cârtească, știți că Moise o auzit? Când au început să spună, oare numai prin Moise, mă? Că vă spun ceva, tineri dragi, ascultați-mă, dacă avem o problemă în generația asta, știți ce avem problema? Bătutul din gură, scrisul pe mesaje, pe grupuri. Țineți minte ce vă spun și dacă uitați tot, măcar asta să țineți minte de la predica de dimineață. Tot ce spui, tot ce scrii, pe grup, grup închis, se află. Se află. Va fi cineva care va merge și va spune, frate, uite ce se spune de tine, uite, mă simt apăsat, îs pe un grup, uite ce se spune. Și atunci trebuie să arăți. Nu oprește-te, ai grijă, aveți grupuri, aveți grupul bisericii, grupul de tineri, dar mai aveți și niște grupulețe, band. Band 1, band 2, band 3, band Carson, știi? Este fel de banduri, nu? Aveți grijă ce scrieți pe grupuri. Că știi ce-i treaba?
într-o zi o să fii confruntat. O să te cheme și o să zică, uite, citește mesajul ăsta. Că asta a făcut Dumnezeu. Dumnezeu a auzit și Moise a auzit. Dar uitați-vă ce zice în versetul 3. Zice Moise, fostul criminal, fostul fugar. Zice Moise însă era un om foarte blând. Auzi de tine. Auzi că nu, grupul tău nu o să cânte. Auzi că tu nu o să fii pus la îndemn. Auzi că și să ai puterea să taci, să spui, așa poate o rândui Dumnezeu. Așa poate o îngădui Dumnezeu ca eu astăzi să nu slujesc, la conferința asta să nu slujesc, să nu fie solouri. Uitați-vă aici unde dovedește Moise puterea sfințirii. Aici se dovedește, la test. La test. De ce mașinile sunt testate la accidente? Da, merge și izbește de zid la test cu robotul, cu manechinul în mașină. De ce? Ca să o supună la test. Știți că noi sfințirea nu se dovedește. Nu se dovedește în biserică, ci se dovedește în momentele de test. Vă spun ceva, multe mesaje am vrut să le scriu și eu, le-am scris până la capăt și când se le dau trimitere, le-am șters. Și dacă astăzi mă uit în spate, mă bucur înaintea lui Dumnezeu că am avut puterea să nu le trimit. Sunt alții care trimit o zi, două, o săptămână, o lună de zile, nu mă aruncă. Știi ce aș vrea? Să înțelegi că Dumnezeu te cheamă să ai puterea să nu faci ce facă el alții. Că n-ai cum să arunci cu noroi și tu să rămâi curat pe mâini. Înțelegeți? N-ai cum să arunci cu noroi și să nu rămâi murdar pe mâini. Piatra care o arunci peste altul, spune înțeleptul Solomon, se va întoarce împotriva ta. Piatra de batjocură, piatra de bârfă, piatra care nu-i după voia lui Dumnezeu, aia nu are putere, pământul nu o atrage prin forța gravitațională. Piatra de batjocură, aia nu e atrasă de pământ, ci aia se întoarce peste cel ce o aruncă. Uitați-vă, în pasajul acesta spune cuvântul Domnului că Moise nu a spus nimic, era cel mai blând. L-a zdrobit viața, l-a zdrobit slujirea. Uitați-vă, Moise, la tăți le-a dat avere, eu zic la Moise, la Iosua să împartă țara Canaanului, să aibă grijă, să aibă fiecare. Știi ce a făcut Moise? Tot cu mâinile goale a fost. Tot cu mâinile goale. Nici traistă, nici dus la masă, nici nu m-a ocărât. Când avea o biruință prin mâinile lui Moise, îl pupau, dar nu mai putea. Îl pupau, îl venerau. A doua zi iarăși schimbau părerea. Și uitați-vă că Moise a fost omul care a fost dispus să ia haina aceea de slujitor și să meargă înainte. Vă spun ceva, azi poți să fii pupat, că ai cântat extraordinar. Dar mâine, dacă nu le cânți cântarea care vor ei, s-ar putea să te scuipe. Dacă grupul tău, dacă tu ca om, cunoști oameni care atunci când am predicat, după aia au venit, frate, extraordinar, a vorbit Dumnezeu. Dacă într-o altă predică a fost ceva și el s-a simțit lezat, a zis că n-ai mai vorbit din partea lui Dumnezeu. A zis că n-ai mai vorbit din partea lui Dumnezeu. Deci ăștia-s oamenii. Dar trebuie să înțelegem că pe noi Dumnezeu ne cheamă la sfințire. Ne cheamă, puneți versetul 3, ia-ți-l motou pentru viața ta. Și în loc de Moise, să pui numele tău și să zici, eu însă sunt un om blând. Să poți să te uiți, să spun alții despre tine, să auzi și să spui, lasă-l, așa au zis David și mei, lasă-l mă să mă blasteme, cum mă duc și eu, au zis slujitor, mă duc și îl gătăm cu el acum, și au zis, lasă-l. Da, dacă e testul meu înaintea lui Dumnezeu. Dacă l-a pus Dumnezeu, nimic nu te doare mai tare decât cei de aproape să arunce cu piatra în tine, să arunce cu praf, să-l vânture, să împrăștie la toți lucruri neadevărate. Dar uitați-vă ce a zis David, dacă Dumnezeu l-a pus să mă ocărască, lasă-l să mă ocărască, să ne dea Domnul puterea aceasta, să ne sfințim în așa fel încât să nu răspundem, să poți să taci. Asta e o calitate din partea lui Dumnezeu. Știți ce avea în ea? O boală. Maria avea o boală. Știți ce boală avea? Gelozia. Gelozia nu-i bună nici în familie, dar nu-i bună nici în slujire. Gelozia au făcut mari ravagii. Dom'le, echipă, suntem echipă.
Ok, suntem echipă. Dar să înțelegi ceva, s-ar putea într-o zi că ăștia ori fost echipă, ei ori făcut, Maria au făcut parte dintre cei trei eliberatori din Egipt. Ei au fost din primii trei acolo, au fost Moise, Aron și cu Maria, toți trei ori fost. Dar într-o zi, o lăsat în inima ei, ce? Gelozia. Gelozia, de aia vine și spune, dar numai prin Moise? Numai prin Moise vorbește Dumnezeu. Gelozia nu-i bună nici în familie. O devastat familie și o ruinat familie. Și gelozia nu-i bună nici în biserică, nici în slujire. Dar Dumnezeu ți-a făcut ție, măi Maria, dar te-a făcut prorociță. Ți-a dat calități, cum nu i-a dat la ăsta. Uite ăsta, abia vorbește, e gângav. Gândiți-vă că, acum, domnișoarele, foarte greu să te căsătorești cu unul bâlbâit, gângav, nu? Se exprimă greu până îți spune te iubesc. Nu-ți mai trebuie, lasă-mă că am înțeles, nu mai îmi spune. Nu, că te pricep, nu mai vrei să, știi? Mai mult vorbești, tu nu-l lași, el numai să aprobe, știi? Și uitați-vă, au avut anumite scăzăminte, dar Dumnezeu a văzut scăzămintele astea și au plusat, l-au ridicat mai sus pe Moise, l-au prelucrat pe Moise. Dar știi ce e ciudat? Bă, dacă ar fi lăsat-o pe Maria să fie fără nicio funcție, fără nicio slujbă, fără nimic, dar i-o dat Dumnezeu. I-o da Dumnezeu. Oare cât sunt aici în vremea aceasta? Tineri care sunt cuprinși de gelozie. Dar eu trebuia să fiu. Eu aș fi vrut. Eu aș fi făcut mai bine. Eu aș fi făcut altfel. Aș fi organizat mult mai bine. Când ai lăsat păcatul acesta în inimă, îți spun ceva. Oriunde, oricât te-a ridicat Dumnezeu pe tine, nu-i suficient ca să te mulțumească. Când ai lăsat gelozia în inima ta, oricât te-a ridicat Dumnezeu și-ar investi, tot nu ești mulțumit. Am văzut oameni în slujire care au zis așa, frate, să mă facă și pe mine un amărât de diacon. Deși diaconii nu sunt amărâți, știi? Dar au zis și eu un pic să mă facă. Când s-au văzut diacon, știi ce au zis? Au trecut 2 ani. Dar de ce nu mă faceți prezbiter? Până la urmă l-au făcut și prezbiter, că a zis să-l mulțumească. Să-l mulțumească. Când s-au văzut prezbiter, știi ce s-a văzut după aia? Ați văzut? Păi, dar ce? Eu-s mai slab ca Dani? Eu-s mai slab ca nu știu care? Imediat. Dar adu-ți aminte cum ai pornit din Egipt? Amărât. Un amărât de diacon. Să fiu și eu un pic acolo. Băgați-mă și pe mine. Uitați-vă, când lăsăm lucrurile să ne afecteze, ălea-s ca și cancerul. Evoluează, mănâncă. De aceea vine cuvântul Domnului Apostolul Pavel în Efeseni 4:22 și spune că omul se strică după poftele înșelătoare. Nu a fost stricat întotdeauna. În Eden, omul nu a fost stricat, numai când a dat curs la lucrurile care i-au înșelat inima. Deci că omul se strică după, și în generația tânără, cât suntem de zâmbăreți, cât suntem de fericiți, de fără probleme, fără tot în regulă. Ascultați-mă, înșelăciunea aceasta bântuie în generația tânără. Înșelăciunea aceasta. Știți ce e ciudat? Spune cuvântul Domnului Evrei 12:1, spune că păcatul ne înfășoară așa de lesne. Dacă dai cu o oață de papiotă, știți băieții, fetele bănuiesc că știu, știți ce e aia papiotă? Nu știu, uite, vezi băieți care zic, cine știe ce e papiotă, mâna sus? Nu, uite, fetele știu. Deci, la următoarea întâlnire de tineret, când aveți tineret, surorile, băgați pe Google ce e papiotă. E o ață foarte subțire, ața cu care ni se coase nasturii. Asta e ața de papiotă, da? Aia foarte subțire. Asta e ața de papiotă, așa îi spune, papiotă. Bun. Dacă înfășori pe unul cu un fir de ață, de papiotă, și îl lege așa cu un fir, știi ce o să facă? Numai un pic o făcut, ca Samson. Că așa zice, că Samson o simți că e legat cu papiotă. Și imediat o rupt. Dar dacă începi cu același fir subțire, e același fir tot subțire și începi și desfășori papiota și începi să-l înfășori și-l înfășori și tot sulul acela, e un sul micuț, subțire, îl înfășori pe el după ce ai terminat sulul de papiotă, ața. Știi că nu se mai poate dezlega? Știți că nu se mai poate dezlega? Dacă îl înfășori aici la mâini și o să încerce la final, să le rupă, nu le mai poate rupe. Pentru că asta face diavolul. Vine și spune, e numai o ață. Ai băgat 10 lei la jocuri de noroc. La păcănele, știi?
L-a întrebat, ați văzut, acum e teroarea asta. L-a întrebat pe unul, dar de ce intri aici? Zice, mie nu mi se mai merită să muncesc. Și zice, bun, dar ai câștigat? Nu am câștigat, dar zice, câștig banii mai ușor. Păi cum îi câștigi, mă, dacă nu câștigi nimic? Dar vedeți, diavolul l-a înfășurat și de impresia că el câștigă foarte mulți bani și foarte ușor. Dar de fapt nu câștigă nimic. Că asta face diavolul, zice autorul epistolei către evrei. Ne înfășoară așa de lezne, îți dă numai impresia. Te înfășoară ușor, tu lași să te înfășoare ușor. Nici nu simți până te-ai dus. Așa au făcut și Maria. Uitați-vă, vă spun numai tragediile Mariei. După aia vreau să încheiem. Maria a avut niște tragedii și niște urmări din pricina unui cuvânt. Te-ai gândit vreodată că un cuvânt te poate scoate din starea plăcută înaintea lui Dumnezeu? Un singur cuvânt, o singură rană făcută la cineva, un singur cuvânt aruncat de un slujitor, de un păstor, de un lider care l-ai, de cineva, un singur cuvânt poate rupe relația ta cu Dumnezeu. Mă, ce o zis asta? Eu dacă eram, știi ce ziceam? Moise, mai tași și tu acum, mai trăiești cu vederea, Doamne. Mă, ce te ofensezi așa? Cât te-ai auzit tu în viață, mă, te deranjează de la sorta, mă. Las-o, mă, și pe aia. Nu, Dumnezeu nu a lăsat. Pentru că Dumnezeu la fel pedepsește păcatul la un mărunt și la un lider. Dumnezeu nu... Știți unde a fost problema? Nici măcar n-a realizat, n-a vrut să realizeze, până n-a fost o tragedie, n-a realizat că a greșit înaintea lui Dumnezeu. Știți ce se întâmplă? Maria nu simte că a venit lepra peste ea. Știți ce e ciudat? Că ea nu zice, aoleo, ce-i pe mine? Nu vede! Omul care e înșelat de diavolul are ochii închiși, nu vede că e lepra pe el. Maria n-a văzut, zice că Aron a văzut, s-a întors în versetul 10, zice Aron s-a întors spre Maria și iată că ea avea lepră. Ea n-a văzut, a văzut Aron, a văzut cel de lângă, a văzut că Maria avea lepră. Știi ce e ciudat? Că omul când păcătuiește nu simte, nu vede, nu vrea să vadă lepra pe ea. Dar așa e că vezi pe unul că se întâmplă, e ceva ciudat cu el, mă, dar era, răspundea la telefon la orice moment, era gata de slujire, era gata, dintr-o dată, e ceva ciudat. Știi ce se întâmplă? Are lepră și nu vede. Cum ești? Ok, da, ok, mă, dar n-ai mai venit. Nu, n-am mai venit, dar o să încerc, o să mai vin, o să mai vin. Știi ce problema? Nu vede că are lepră. Nu vede că a ieșit din relația cu Dumnezeu. Aici e problema. Maria n-a văzut. Auziți ce spune versetul 9? Ăsta-i cutremurător și ea nu vede. Domnul s-a prins de mânie împotriva lor. Punct. Și încă o propoziție scurtă. Și a plecat. Asta a făcut Dumnezeu. S-a uitat la ei, s-a prins de mânie, pune punct acolo și zice și Dumnezeu a plecat. Și ea nu observă. Nu simte că a plecat Dumnezeu. Cea mai mare tragedie. Poți să pierzi în lumea asta orice. Dacă Dumnezeu, am spus și aseară, dacă Dumnezeu rămâne lângă tine, ești cel mai binecuvântat. Dar uite-te că în dreptul lor n-a rămas Dumnezeu lângă ei. N-a rămas Dumnezeu lângă ea și ea n-a simțit. De ce a venit? Uitați-vă la atitudinea lui David. David a păcătuit flagrant, extraordinar de puternic, da? A păcătuit cu Batsheba. Dar uitați-vă cum tratează Dumnezeu pe David, îl pedepsește, dar îi dă șansa să se întoarcă. De ce? Pentru că s-o arunca cu fața la pământ și o zis ceva, nu mă lepăda de la fața ta, nu pleca, că dacă pleci, eu mă prăbușesc. Nu lua de la mine Duhul tău cel Sfânt, vreau să simt din nou iarăși bucuria mântuirii. El a simțit că dacă pleacă Domnul și Domnul îl reabilitează, îl ridică. De ce? Pentru că a fost omul care a avut puterea să se arunce la pământ, să plângă înaintea lui Dumnezeu. Maria nu simte că a venit lepra, nu simte că a plecat Domnul, nu simte că norul s-a depărtat de pe cortul întâlnirii. Versetul 10 spune așa, norul s-a depărtat de pe cort. Când era Dumnezeu prezent, norul era deasupra cortului. Era acolo pe cort și spune Biblia, din cauza păcatului ei, din cauza mă de la un cuvânt. Știi că se poate depărta norul? Știți că se poate îndepărta prezența lui Dumnezeu și slava lui Dumnezeu? Asta spune Biblia, nu pot să... Asta scrie. Zice că Domnul nu mai vrut să asiste la programele lor. Nu mai vrut să asiste la închinarea lor. Te-ai gândit vreodată că atitudinea ta
din casa lui Dumnezeu și lucrurile care le face pot depărta slava lui Dumnezeu din biserică? Pot depărta lucrurile care ne-au adus odată binecuvântare? Și atunci stai împiedicat ca lucrare de tineret și zici, bă, nu înțeleg, nu știu de ce nu merge. Nu merge, nu merge. Dar câte marii sunt aici? Câte marii sunt, câți aroni între noi care împiedică lucrarea lui Dumnezeu? Și n-am pus titlul mesajului, dar vi-l spun acum. Titlul mesajului din dimineața aceasta este: ajuți lucrarea lui Dumnezeu sau o împiedici? Ajuți lucrarea lui Dumnezeu sau o oprești? Zice că Domnul a scos pe Maria afară din tabără, a pus pe Moise să o scoată afară din tabără 7 zile și tabăra nu a înaintat, a stat pe loc. De ce? Că Maria era afară din tabără. Păcatul a scos-o afară din tabără. Te întreb, tu, ca tânăr, dar și din județul Maramureș, din Baia Mare, de unde ești, te întreb pe tine, tu ajuți lucrarea lui Dumnezeu sau o oprești? Tu dă-ți răspunsul. Ce faci? Maria a făcut, a făcut să plece slava lui Dumnezeu. Domnul rămâne afară, în versetul 5. De obicei, Domnul intra acolo unde era cortul, unde era cufărul, cum îi zice, cu chivotul, mulțumesc, îmi scapă, mi-a scăpat, așa, chivotul, acolo era prezența lui Dumnezeu, slava lui Dumnezeu în Sfânta Sfintelor. Și auziți ce spune versetul 5, Domnul s-a coborât în stâlpul de nor și a stat la ușa cortului, nu a intrat înăuntru. Domnul a stat la ușă, pentru că ceea ce facem noi îl determină pe Dumnezeu să intre sau să rămână afară. Noi putem să cântăm, simt prezența slavei tale. Nu o simți, că tu știi ce ai făcut. Nu-i prezența lui Dumnezeu, că tu poți să împiedici lucrarea lui Dumnezeu. Da, când iei motoul acesta, sfințirea, în lumea asta care trăim, care evoluează, care se schimbă, care noi totdeauna trebuie să avem limite între noi și ei. Noi am luat gardurile ca să vină lumea în biserică și, într-adevăr, lumea a venit în biserică. Vedeți de multe ori ce suntem și cum reacționăm și cum ne comportăm. Dar uitați-vă că Dumnezeu nu se asociază. Dumnezeu nu se asociază cu lucrurile acestea. Dumnezeu este Cel care rămâne afară. Uitați-vă că El ne dă exemplul acesta în Psalmul 1, că așa face Dumnezeu. Psalmul 1 zice, ferice de omul care nu se duce, nu se oprește și nu se așează. Nici Dumnezeu nu s-a dus. O stat la ușa cortului. Nu a intrat în Sfânta Sfintelor, nu a intrat acolo unde era chivotul. Nu a intrat, ci o stat la ușă, pentru că El nu se asociază cu batjocoritorul. Nu se asociază cu omul mândru, nu se asociază cu omul care are duh de răzvrătire, care scrie mesaje de unul, de altul, de batjocură, de... Acum, permiteți-mi că și fratele păstorii, că scrie de câți, dar nu câți n-ați scris și câți n-ați zis anumite lucruri. Pentru că e o dimineață a cercetării. Știți că dimineața e și timpul de rugăciune, că inima e mai caldă dimineața. Știți ce aș vrea acum la final? Să venim înaintea Domnului cu o rugăciune. Să-i spunem Domnului, Doamne, de multe ori am împiedicat lucrarea Ta. De multe ori, în loc să pun mâna, în loc să împing, în loc să ajut, am oprit lucrarea Ta. Știți când a revenit norul și prezența lui Dumnezeu? Când Maria a fost scoasă afară din tabără. Eu acum nu vreau să ieși afară din biserică și să nu mai vii la casa lui Dumnezeu, dar vreau să scoți numai atitudinea. Atitudinea care ai avut-o, aia trebuie să o scoți afară. Știți ce e interesant? Că omul cu atitudini din astea de bârfă, de clevetire, de batjocură, știți că are aliați? Omul ăsta găsește aliați imediat. Știți că și diavolul în cer, când s-a răzvrătit, duhul de răzvrătire, de nemulțumire, l-a făcut să se răzvrătească. Nu mai fost mulțumit cu ce i-a dat Dumnezeu. Știți că a găsit aliați? Zice că a luat o treime, un sfert din îngeri. A găsit, Domne, aliați. În cer a găsit aliați. Păi te găsește și pe tine. De aia suntem chemați să ne păzim de oameni care vin să arunce cu noroi. Că s-ar putea tu să rămâi sub pediapsă din cauza că l-ai ascultat. Din cauza că i-ai dat numai atâta, ok. Dar uită-te în el ce îi. E Duhul care era peste Moise sau era Duhul care era peste Maria? De aceea suntem chemați în vremea aceasta să facem ceva. Ceea ce am avut vechi, să lăsăm să rămână afară. Renunță la bagajul care l-ai. Uitați-vă, Moise, nu și-o apăsat inima
cu bagaje care nu le putea aduce. El toate problemele care au fost le-a dus înaintea lui Dumnezeu și a zis: Doamne, Tu ești responsabil de lucrarea aceasta. Nu l-am născut eu pe poporul acesta, nu eu vreau să-l port în spate, ci Tu trebuie să-l duci. Tot ce avea bagajul îl ducea înaintea lui Dumnezeu. Scapă de bagajul, cum va hrăni poporul? Și merge și spune lui Dumnezeu: sunt frustrat că ăștia îmi cer carne. Rezolvă problema. O rezolvă Dumnezeu? O rezolvă. Ai o problemă, o nemulțumire, adu-o înaintea lui Dumnezeu. Bartimeu, aminteam ceva așa seară, știi ce face? Scapă de haina trecutului. O lasă acolo, mizerabilă. Lasă în trecut. Femeia samariteancă, acolo la fântână, își lasă găleata. De ce? Pentru că dacă vrei ca Dumnezeu să facă o lucrare nouă în Baia Mare, le spun și la noi la biserică, tinerilor și bisericii, suntem prea mulți și facem prea puțin. Suntem prea mulți și facem prea puțin. Timișoara are nevoie de noi, Baia Mare are nevoie de voi, județul Maramureș, colegii voștri au nevoie de voi. Dar știi ce fă? Lasă bagajul care ți apasă inima în dimineața asta. Lasă-l afară, nu-l mai lua. Nu-l mai lua. Nu-ți mai irosi timpul cu lucruri care poate tu nu le spui, dar numai le accepți, numai le asculți. Știi ce se întâmplă? Vei ajunge în vremea în care bagajul care l-ai avut în inima ta te va doborâ. Va face să se delimiteze Dumnezeu de tine, să nu mai rămână Domnul lângă tine. N-ai vrea în dimineața asta să scapi de bagaj? Ia uită-te când pleci acasă în mesajele de pe WhatsApp. De câte ori ai scris de rău? De câte ori în grupurile voastre astea restrânse n-ați vorbit de unul și de altul și nu au fost prezent și ți-au aruncat cuvinte și nu i-ați dat dreptul să vorbească și el. L-ați ținut pe mut că el nu e în grup și ai pătat inima lui altul care a fost sincer în grupul tău. E în grup un adolescent de 16 ani, tu ai 20 și ceva, tu îți dai cu părerea de toată lumea. Gândește-te că ești responsabil de inima tânărului aceluia de 16 ani, ești responsabil, nu-i păta cugetul, nu-i păta, lasă pe slujitor să-l vă, că-i părerea ta, da, dar du-te discut-o, du-o înaintea lui Dumnezeu. Nu încerca prin metode firești să rezolvi problemele spirituale, că nu iasă, nu merge. De aceea știi ce ar vrea în dimineața aceasta? Să punem poverile noastre în mâna lui Dumnezeu. Tu ai calități din partea lui Dumnezeu. Maria a avut calități din partea lui Dumnezeu. Dar știți ce a fost interesant? Femeia aceasta a avut daruri care nu i le-au trebuit. Și-a dorit daruri care nu le putea duce. Păi, putea ea să ducă, mă, poporul ăsta. Putea ea, când îi vorbea pe toți, când îi, nu? Își dădea cu părerea. Putea ea, frate, dacă aș fi eu, dacă ai fi tu, ai tremura acolo, îți spun eu că ai tremura. N-ai avea, nu? Să știi ceva, numai 6% din ce înseamnă slujirea bisericii, 6% înseamnă amvon. Restul, 94%, e slujirea în alte domenii și noi nu putem ca slujitori să vă arătăm mesajele care le primim, loviturile care le primim. Tu spui, dacă aș fi eu, nu, tu mulțumește lui Dumnezeu că te-a ridicat și pe tine. Mulțumește lui Dumnezeu că a investit în tine. Mulțumește lui Dumnezeu că te iubește. Și în dimineața asta, fă ce-o făcut David, ai greșit și tu, ca și David, ai greșit înaintea lui Dumnezeu. Nu fă ca Maria, nu te răzvrăti, de ce să te întorci numai când e lepra pe tine? De ce să te întorci numai când ești scos afară din tabără, când ești arătat cu degetul? Când poți în dimineața aceasta să lași povara ta la picioarele Domnului. Haideți să ne ridicăm pe picioare. Vreau să ne rugăm înaintea Domnului și să venim cu o rugăciune înaintea Lui. Să-i spunem: Doamne, ne pare rău de lucrurile care le-am făcut. Ne pare rău, Doamne, de ceea ce am spus. Ne pare rău. Nu știu, aveți o cântare pregătită? Haideți să cântăm, să cântăm o cântare înainte de rugăciune. Cred că aveți o cântare pregătită pe măsura rugăciunii care o vom face. Și ar vrea să venim înaintea Domnului să cântăm. Și lasă la cântarea aceasta inima ta să fie prelucrată de Duhul lui Dumnezeu. Știu și vă spun, toți am avut greșeli, toți, nu știu dacă e cineva care nu a zis nimic de nimeni niciodată, să rămână la urmă, eu vreau să-mi fac o poză cu el, o pun deasupra patului, fac tablou. Toți am avut momente de răzvrătire,
Toți am spus, cum or cântat ăia? Toți ne-am spus, cine? Nu mai încheia, lasă-mă. Toți am avut în inima noastră. Dar noi astăzi ne-am adunat în jurul celui ce cunoaște inima, ce cunoaște gândul, ce cunoaște fiecare simțire a noastră. Nu vezi cu cine vorbește aia? Ai zis, de câte ori nu ți-ai dat cu părerea și n-ai știut toate detaliile? De aceea învață, poate n-ai spus, poate e cineva care nu a spus, dar o ascultat pe cel care a spus. S-a unit Duhul de clevetire din persoana care clevetea, s-a unit cu Duhul tău, cu inima ta. Și tu ești vinovat, Aron a fost vinovat înaintea lui Dumnezeu, chiar dacă nu a avut lepră. Dar și el o simți că a plecat slava lui Dumnezeu și el a văzut. Era marele preot și Dumnezeu nu i-a dat lepră din pricina slujirii. Dar Dumnezeu a fost supărat și pe Aron, a fost supărat și pe Maria. În dimineața aceasta putem să lăsăm bagajul și să-i spunem Domnului, Doamne, iartă-ne că te-am întristat. Iartă-ne că am spus, iartă-ne că am făcut, iartă-ne de lucrurile care nu le știe nimeni, numai noi. Și în dimineața asta să facă Domnul o eliberare, să facă Domnul o ridicare, ca de seară să ne putem întâlni din nou, să proslăvim numele Domnului și să ne putem bucura ca niște oameni liberi, binecuvântat să fie numele Domnului. Haideți să cântăm împreună cu frații noștri și după aceea ne vom ruga.